Dezastru pe Cluj Arena după festivalul Untold și pagube semnificative. UCluj a început deja meciurile din Liga a doua, iar condițiile pentru jocul de fotbal lasă de dorit. La aproximativ două săptămâni de la încheierea Untold, încă nu au fost remediate toate problemele cauzate de distracția festivalierilor, cu toate că mai sunt doar trei zile până când UCluj își va disputa meciul pe acest stadion. Priviți în ce condiții sunt așteptați suporterii echipei. Un pic scaunele sunt acum în reparații, restul este foarte frumos. Gazonul este, cred că trebuie să mai crească un pic iarba. Distrugerile de pe Cluj Arena sunt multiple. Este imposibil în acest moment ca sportivii să alerge pe stadion. Și gazonul este distrus, dar muncitorii au început refacerea lui. Antoldiștii nu s-au limitat doar la distrugerea scaunelor din tribune. Priviți cum arată o bună parte din pista de atletism. Ne întrebăm cine va plăti pentru reparațiile acestea, Consiliul Județean sau organizatorii festivalului. Reprezentanții Untold spun că toate defecțiunile vor fi reparate pe cheltuiala lor. Zonele pistei de atletism care au fost afectate vor fi reparate integral de către Untold până în luna octombrie 2018, așa cum prevede contractul de închiriere încheiat cu Cluj Arena. În acest sens au început deja demersurile și lucrările de reparații. Cu privire la scaunele din tribune, acestea au fost demontate de către organizatori pentru a construi patru rampe de acces, conform normelor stabilite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Acestea au început să fie remontate, iar până la meciul echipei FC Universitatea Cluj de duminică 19 august, toate scaunele care au fost dezafectate vor fi repuse pe poziție. Separat de orice acțiuni de întreținere a gazonului pe care Untold le-a efectuat și în acest an, dar și separat de orice reparații care revin organizatorilor Untold în baza exploatării stadionului, aceștia vor investi și într-un sistem de irigare permanent a taluzurilor care înconjoară stadionul Cluj Arena, investiție care se ridică la suma de peste 10.000 de euro, au transmis reprezentanții Untold. Duminică, Universitatea Cluj va disputa un meci cu Șirineasa.